care elevii noștri anual prezintă lucrările lor la diferite concursuri așa și alte manifestări care se petrec în număr în Comunitatea Regiunii, dintre care avem aici unele dintre primele lucrări din anii 2003, cu poze așa când acești de acum absolvenți în facultății de istorie, de geografie și la alte facultăți de ce am avut, așa eram pe mici și elevi, așa sunt lucrări destul interesante pe diferite perioade istorice a satului Obrășeni. Începând și cu, cu arheologie, numismatică și alte, alte proiecte despre care noi am muncit foarte mulți ani în anul. Acum era ca să dăm cuvântul la elevii noștri, de fapt, la începe studenta noastră, așa, Diana Nezușcu, cu o comunicare despre istoria satului, așa, în vechime, despre așezarea arheologice la Obrășeni, despre unele descoperiri importante care s-au făcut la Obrășeni, pe parcursul ultimilor 15 ani, poftim, Diana. Diana, cum ți-ai mergea? Eu, așa. Deci, în anul 2005, în satul Obrășeni, pe care au unei școli, chiar mai înainte, a unei case parochiale, a fost deschis muzeul Maximilian IV. Exponate arheologice, din ceramică, icoane, obiecte de uz și porțicate. Și ușile muzeului sunt deschise la solicitarea ușii cărui vizitatori. Expoziția muzeului începe cu perioada Paleolitului. Scobitori din cremene, vârfuri de suliță, de piatră, care au ajuns pe masele exponatelor, fiind păstrate în pământ 10-12.000 de ani. Următoarea este cultura Cucuteni, sau mai numită cultura Tribuleană, care se datează cu mileniul 4-3 înainte ierii noastre. Ea ne aduce fragmente din, de oale sau alte vase simple și pictate. Se observă că meșterii foloseau asemenea culori ca negru, alb și roșu. De asemenea, sunt prezentate greutăți pentru stativele de țesut care au vechime de 5.000 de ani. Fragmente galanoase mari în care se păstra greul, unelte din piatră, topoare, dărți, vârfuri de sulițe, săgeți de vânătoare. Aceste descoperiri dovedesc că primii agricultori și crescători de animale pe teritoriul satului erau triburile cucuteni.